Din luna aprilie acestui an, finanțarea pentru aceste analize a fost făcută de către Direcția de Sănătate Publică. Pentru al doilea trimestru a fost alocată suma de 80.000 de lei, urmând ca în trimestrele 3 și 4 să fie suplimentată cu încă 25.000 de lei pentru fiecare trimestru. În cel de-al doilea trimestru au fost analizate 6.599 de teste, 80% dintre acestea având rezultate normale. La aproximativ 19,5% din cazuri au fost depistate diferite forme de modificări celulare, cum ar fi inflamații din cauza infecțiilor urinare sau inflamații datorate răcelilor. Din fericire, doar 2 cazuri de cancer de col uterin au fost depistate. De asemenea, au existat cazuri în care nu a putut fi efectuată interpretarea corectă a analizelor pacientele în cauză fiind nevoite să le repete. Autoritățile au demarat această campanie în cursul anului trecut, motivați fiind de faptul că la nivel național 6 femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin. Femeile trebuie să consulte medicul ginecolog pentru efectuarea testului Babeș-Papanicolau, un test care le arată dacă riscă sau nu să se îmbolnăvească. Femeile sunt sfătuite de către specialiști să meargă la medicii de familie pentru eliberarea unui formular care asigură intrarea în program și pentru a obține o programare la centrul de recoltare.